Păi, ai văzut că nu mai sunt cerele? Astăzi am intrat să cumpăr cerele de la aplicația asta care te duce acasă și nu erau cerele. Nu se mai importă sau cum se... Nu se mai vând sau... Ce s-a întâmplat? S-au ascuns cererele de mafioți, că nu înțeleg. Mă rog, ce? Băi, am rămas la cupluri. Trebuie să le luăm pe cupluri. M-am gândit să le luăm și pe cupluri. Pe știa, trebuie să le luăm pe cupluri, pe toți. Că sunt foarte multe lucruri care, de fapt, degenerează din cuplu. Deci mafioții și amețitele n-ar fi în halul în care sunt dacă n-ar sta în cuplu. Ideea e să nu se mai stea în cuplu toată. Nu se poate. S-a ajuns la poză pe WhatsApp. Ei doi au poză pe WhatsApp. Ce faceți? Deci ei doi au poză pe WhatsApp. Ei doi au poză împreună pe WhatsApp. Vezi că tu dai mesaje la femei, fătălăule, după poză, iau pe... și îi spune lui aia. Ei, nu, suntem certați, acum ne-am despărțit. Ce, mă? Ce e aia, în primul rând, să ai poză cu femeia pe WhatsApp? Adică cum? Dar pune doar pe ea. De ce nu spui poză doar cu ea la WhatsApp? Ești tu, dar ești un fătălău, oricum ești un fătălău. Că ai... Faptul că ai poză tu cu ea pe WhatsApp, oricum mai contează, oricum ești fătălău, fătălău. Pune doar pe ea. Pune pe forță, tată, doar pe ea. Tu nu ești ca ceilalți fraieri care puneți pe cuplu. Tu o pui doar pe ea. Și un mesaj scris, ca să se știe. Cum dai tu, bă, băiatule, mesaje la femei? Păi vă scoateți, își-a scos poza temporar? Și-o scot temporar poza? Sau cum? Păi ăla care ți-a dat ție mesaje era cu poza cu ea? Deci, fătălău are poza la WhatsApp cu ea, cu amețita. Bine, și ea cu el, nu contează. Și dă mesaje la femei, la alte femei. Băi, nebunilor, bă, cum trebuie că sunteți voi, așa, pe WhatsApp, ca să nu prestați nimic. Cum trebuie că sunteți voi, așa, pe WhatsApp, pe tot, sunteți mari mafioți pe WhatsApp. Nu, că stați ca niște fraieri. Toți, grupuri. Grupul de băieți, ce să vă fac, mă, trebuie să vă dau un gând, n-am cum, ca să vă scap, să vă dau oare, ca să vă dau oare acum. Tu ascultă, bă, voi sunteți niște fătălăi, știți, mafioțește, da? Faci ce faci și te ceri cu fraiera joi. Tu acum n-ai de ce să te cerți, că n-ai o să pleci vineri la loft, că nu mai e închis, da? Voi vă certați acum înainte de sărbători. Faceți frumos, vă luați vinul ăsta de băieți la munte, pac, faceți revelionul, Crăciun, tot, lanț, două săptămâni, vă împăcați imediat ocazia noului an, ți-e dor de ea. Și te împăcați. De cât să stai? V-ați făcut grupuri de WhatsApp. Toți mafioții din oraș, toți sunt nebunilor, n-am auzit de voi. N-a auzit nimeni de voi, nimeni n-a auzit de voi, n-a auzit de voi. Stau pe grupuri, eu, cu fiina mea, znaș, cu fiina mea și cu tovarășii mei, și pac, au grup de WhatsApp și își dau poze cu gagici. Ce? Cum adică? Adică voi vă dați între voi poze... Mă, ce bună e asta. Își dau poze, glume, cu penis, cu savarin între ei, că n-au voie cu aia, înțeles, să fac glume, dacă fac glume de două palme, direct. Și obsedat? Ei își dau pe grup, au grup de băieți unde își dau poze cu femei. Voi vă dați seama în ce hal sunteți? Nu, adică ce? Eu înțeleg, e băieția asta. La 18 ani. Deci când ți-ai descoperit râma, când te uiți în chiloți și nu știi ce să faci, lași boschetul, nu lași boschetul, cum faci, ce drepte mai ești tu pe acolo, pe net, da, atunci poți să fii pe grup de fătălăi care își dau poze cu femei, care se uită la reviste. Știi? Care visează că o să fie cu alea din Playboy. Bă, dar tu dacă ai 30 de ani, 40 de ani, tu ești pe grup pe care să dau poze cu femei? Mă, ce bun. O știu, mă, pe aia, că asta e asistentă. Așa și? După aia ce faceți? După ce aveți discuția asta, ce să mă? Se încheie telefonul și ce zonă? Ce va, culcați copilul? Sau... Ce se întâmplă după smardoiala asta, smardoiala după WhatsApp? Ce faceți, mă, nebunilor? Spălați rufe? Întindeți rufele? Țipa aia, întinde rufele! Stai că sunt ăștia, sunt mafiot acum, să mă uit la poze cu gagici, mamă, ce bună e asta. Nu e nimic bun, tu întinzi rufele acum. Tu ești afară cu scătorul pe balcon, întinzi rufe. Smardoiule cu femei.
voi care stați pe grupurile astea, să e grup pe Telegram, asta e altă aplicație, dacă îmi zic, intră amestea, mă. V-am nenorocit, ce vreți să vă fac? Vă ajut să scăpați de acasă, vă dau astea afară într-o săptămână. Ce zi e azi? Miercuri. Luni, la verdict, împachetați de duminică, că luni vă evacuez. Sau vă iau telefoanele, la verificat. Nu o să aveți timp să vă pregătiți, că ele se uită primele la verdict. O să vă ia din goală, că mai ales că sunteți tot pe cameră, acum nu se merge la birou, nu? Așa. Grup de Telegram, atenție, ca să vă dați seama nivelul de fătălin, adică n-ai cum. Unde? E un grup mare. Mare înseamnă mii. Unde? Acești mari ce orașului, ai țării, își pun femeile cu care sunt pe grup, poză cu ea. Deci eu acum sunt cu asta. Ca vreunul din grup, vă voi vă dați seama, să o identifice pe aia, unul dacă a fost cu ea, doi, dacă face video chat. Voi vă dați seama unde ați ajuns? Păi fără telefon, ai răului de nevastă. Deci bărbații își dau poze cu alea cu care sunt. Poze de toate felurile, inclusiv goale. Deci tu ești cu una, da? Și dă ca să o identifice cineva pe grupul ăla. Voi vă dați seama că sunt unii care văd care. Hello! Ca ăilalți să identifice efect. Ce mafios sunteți voi, mă? Bă, dar Pablo ăla care n-avea net, cum dracu făcea selecția de femei? Da, mari și ai secolelor, înainte de net, cum făci? Păi, interesați-vă și voi pe aici, în special pe București, că sunt vreo 10 de ăștia care erau orașului. Ăia cum selectau, mă, femei? Făceau un grup de consultanță cu încă 1000 de bărbați să vadă dacă alea au făcut video chat sau dacă au mai fost alții cu ele. Păi dacă au mai fost alții cu ele, cum adică? Care ăia să mai fie? Cu care alți care oricum nu efectiv? Deci efectiv! Cât de fătălăi! Păi voi vă numărați pașii, aveți aplicație de numărat pași. Lăsați chaturile de femei, lăsați chaturile de golăneală și de voi. Sunteți niște fătălăi care aveți aplicație cu care vă numărați pașii și kilometri. Până unde, nebunilor? Până unde voi? Ce care pași vă numărați? Care? Făcuți până unde? Până la șaurma? Sau unde? Când te trimite aia să iei machiaj, îți numeri pașii până acolo sau cum? Cum, mă? Ce bărbat? Cum nu există așa ceva? Astăzi am făcut 5 kilometri. Da? Păi voi trebuie să fiți sechestrați pe domiciliu să-i fi, să, ai făcut 5 km? Ia vino, mă, nebunule, să faci aici 5 km. Păi fă 5 km în numere, nebunule. Câte numere ai dat azi? Ziceți, băi, Usain Bolt-ilor. Câte numere ați dat azi? De ce nu vă numărați? Nu e, bă, aplicația de asta există? Câte numere ai dat azi? Să numere numerele nebunilor care sunteți, ia? Nu există, mă, aplicație de asta? Păi ce ați face? Cine și-ar cumpăra-o? Nici dracu. Zero. Zer, știți cum e, știți ăla, pac, nu e nicio bătaie de nimic, nu e, nu vă bate inima deloc. Mm-mm. Nu există aplicație de numere date, da, există numai de pași, pași, până la Mega, până la Shaorma, până să iei ei fondăten, până acolo faci tu pași, nu faci, unde, că unde faci pași, unde? Unde faceți, mă, voi pași? Bă, de că v-ați luat căciulă cu moț, unde? Unde? Cu căciula aia, cu moță, numeri pași, păi, ai căciulă cu mă. Băi, ce? Unde există? Unde? Bărbat cu căciulă cu moță. Unde-i plecat? Unde-i plecat? Ăștia care, bă, trotinetă, căciulă cu moță, poșetă, fără ciorapi, toți fătălăii care beau cu capace. Bă, cum vedeți unul de ăsta? Nu contează ce să fată, băiat, un capac, direct. Nu există. Știți alea, există un sport. În India cred că e. În care, mă rog, se dă startul și doi bărbați își dau palme. Știți sportul ăsta? Căutați pe Google, nu știți nimic oricum. Asta trebuie să se întâmple. Păi dacă s-ar da drumul la capace, ar fi numai căpăceală în tot orașul. Păi vă dați seama? E plin orașul numai de fătălăi. Cei mai mulți pacienți programați la check-up. Ce? Check-up? Check-up. La ce check-up faceți? Să vedem dacă simt așa că am ceva rău și mi-e un pic rău. Mă doare în stânga. Păi vino să-ți dau eu un pumn să-ți dau rău și în dreapta. Ca să nu mai simți așa. Ca să nu mai știu unde doare. Înțelegi? Te ajută. Păi, deci ei se programează la doctor, la check-up, lunar.
Ce verificați? Nu, fătălăii nu mor din nimic. Nu, fătălăii pur și simplu sunt niște larve care trăiesc la infinit un fătălism. Nu moare nici dracu. Ce, bă, să te duci la doctor non-stop să te verifici non-stop? Simt ceva cam la inimă și mi-am pus un holter să verifice 24 de ore bătăile inimii. Bătăile inimii. Păi vin la mine să-ți verifice 24 de ore când stai cu holterul cu mine, că te fac eu de până poimine să faci transplant de cord. Ce, mă? Îți verifici bătăile inimii? De ce? Cazul fac sex? Sau ce? Am așa o stare și... parcă nu mai pot să le spui și glicemia, își pune hol să fie și glicemia, 24 de ore. Ce, mă? Marș la muncă! Credeți că oamenii care muncesc 24 au timp să-și verifice, băi, fătălăii dracului? Păi nu meritați, mă, nimic! Nu sunt bine eu cu mine. Am stări ca de depresie și știți ce se întâmplă, măi, nu sunt suficient de apreciați. Vreau să vă spun un secret. Bărbații care fac sex nu au problemele astea. Nu, că sunt apreciați pentru că fac sex. Știi? Sunt apreciați. Pentru că fac sex, sunt apreciați. Ei nu au întrebări de gen depresie. Există vreun bărbat care face sex în depresie? Nu există. Niciun bărbat care face sex nu intră în depresie. Nu există așa ceva. Doar fătălăi. N-ai cum. E în depresie. Simt așa că, știi, eu am foarte multe idei. All. Ce idei? De business în special și sunt prea complexe ideile pentru cei din jur. Și după aia o sună pe maică-sa la sfârșitul zilei să-i spun asta. El. Și el în timp ce ei sunt în depresie. Auzi, dacă intri pe porn, nu prea mai sunteți în depresie, rebelilor, dacă vă reveriți așa și intrați pe porn. De ce nu sunteți în depresie și când intrați pe porn? Când intrați pe porn, de ce nu sunteți în depresie, mă, nebunilor? Și el se întâmplă, mă, el nu mai pot să dormă bine. Și am și-a făcut niște grupuri pe Facebook și se întreabă unele pe altele, bună, bună, și voi aveți problema asta că nu mai puteți dormi și cumva suntem așa... adică dorm foarte light. Ce, mă? Light? Ce e dorm light? Nu mai dorm profund. Îmi doresc foarte mult să dorm profund. Cum dormeam înainte? Cum dracu conturizez că dorm light sau profund? Am ețitat dracului ce ești. Fă sex mult înainte să dormi. Tu ești cum dormi lată după sex. Direct. Marș la muncă! Și sar celelalți. Cunosc eu un terapeut, e pe net, dacă să-i cumperi cărțile ca să dormiți, ca să... Ia la două, trei lopeți de-astea, două. Luați, mă, două, trei lopeți. Și să pați, mă, puțin pe spatele blocului, așa, pe undeva. Bă, știi cum dormi? Bă, știi cum dormi? După ce ai săpat 2-3 metri? Lată. Bă, sapă, până ți se tăpăce. Bă, știi cum dormi? Ne-ntoarsă. Te-ntoarce cu cearceaf. Dimineața te aruncă din pat ca să te dea jos. Așa dormi. Dacă muncești. Nesimțit-o. Pădip la lopat. Așa dormi. Lată. Ele nu mai pot să doarmă. Nu mai pot să fac. Păi nu pot să faceți nimic, de-aia nu dormiți. Oamenii care muncesc, femeile care muncesc, dorm late. Late. Și femeile care fac sex. Mult. Femeile care fac sex mult, care nu sunt obosite să facă sex mult, dorm late. Late. După dimineață. Se somn. Da? Sau mai faci odată. Noaptea. La două. Și pe iar dorm lată, 4 ore, deep. Deep sex, deep sleep. E totul pe deep, lopata, bagă lopata, deep. Să vezi, știi cum dormi? La fel. Lată, lată, lată. Deci, ideea următoare. Luni, luați-le ăștia telefoanele. Ce să vă fac? Ce să vă scap cumva, nu? Voi o radeți frumos, te-ți în carne 2 săptămâni. Frumos pe la vile, pe la munte, bam, 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 vă luați frumos, vă închiriați. Crăciun, Revelion, faceți colea cu nebunele alea, de chat-uri de pe alea, de pe la voi, alea bunesele, ia sunați-le, poate vă răspundă. Ia scrieți-le pe Instagram. Ce faci, Pisi? Uite, vorbeam cu tine, cu băieții, cu astea, cu nașii și cu fiul meu. Hei! Hei! Ce sens? Domnișoara, de aici îmi zice, uite, îmi scrie unul și hei, hei? În ce sens, hei, hei? Ce e un salut? Hei, de bără, adică tu saluți o femeie, hei, hei, hei?
În ce ești îmbrăcat când saluți hei? În fustă? Hei! 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 Ce este cu voi? Hei? S-a ajuns la hei? Bună! Bună? Ce înseamnă toate aceste plăpândisme? Care e ideea? Hei! Hei e moale! Da, hei! 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 Hey. Nu există! Nu, eu nu cred că dacă e tare, tu zici hei, că n-ai cum. Hei! N-ai cu hei. Hei! Hai! Hai, bună! Cum este ziua ta de azi? Traduc din engleză. How's your day so far? Your day so far? Cum să fie? Vino să-ți arăt cu pumnul cum e. Îi bag până la ficat, îi bag pe gât. Și cu ficatul ăla și se răspunde. Uite așa, bam, și înapoi. Așa e ziua mea de azi. Ți-am fi tocul ăsta în cap și îți mi-a tăzi drevi. Din hei, hei. Hei, dacă te desparți, iei cadurile lui înapoi. Nebunilor, mafioți. Ziceți, mă, băiatul mamii care cere cadurile înapoi de la femei. Fătălăii care le cer lor cadourile pe care le-au primit vărbunțurile înapoi la despărțire. Ăsta l-am luat, vezi că perdelele pe care le-am pus sunt pe firma mea. Și le dă jos de la geam. Ce, mă? Băi, săracilor. Îi cere lui aia, dă-mi inelul înapoi pe care ți-l-am dat. Păi, zi-l dă. Te-ai dreptul de aici de sărac. Cum adică să-ți dau inelul? Deci inelul de la godna înapoi. Păi, de ce să-ți-l dă? Păi, să-ți dă inelul înapoi, săracule. Să nu dați mai niciun inel, este niciodată în viața asta. Ăsta, toasterul l-am luat din banii mei, pe cardul meu. Ce pe cardul meu rămâne la mine, ce pe cardul tău rămâne la tine. Ia lua aia Dida și balanția că a plâns aia după cutiile de idel următoare. Că el îți dai seama, el are un buget. Buget și pe care trebuie să-l împârtă pe Beller. Pândorobans pe aici ca să mai facă și el un sex două. Că te face pe an. Adică în sensul pentru pe an. Asta Dida și... Cum e mă să-i cadurile înapoi la femei? Ziceți, bă, sărăciilor! Cum, mă? Astea sunt... Deci canapeaua o iau eu, ca tu. Ce? Un bărbat nu ia nimic când pleacă. Vizent. Nimic înseamnă nimic, nu ia când pleacă. Doar fătălăi iau orice. Nu există să iei ceva de la femei. Nici, bă, ești femeie. Cu să-i luai aur. Nu există. Nu contează ce e. Lași tot și ai plecat. Dacă pleci, pleci așa. Lași tot acolo. Nu e nimic. Nu există. Nu e nimic, mă. Cunosc doi bărbați care au făcut asta. Tu nu cunoști niciunul. Cum e, mă, să iei lucru femei pe care îi l-ai? Da, băi, javro. Cum e? Atâta este, atâta sunteți voi, mă, perderea de la gem și cu toasterul și cu... Vai, vai, viața și steaua voastră de tratați, efectiv. Cum e să iei femei? Ce ai, mă? Ce ai luat? Iei cănile? Zi, mă, fătălău, dracu. A? Păi ai tras-o, mă, de toți banii, a? Care iei tu înapoi, ai tras-o de toți banii, a? Ziceți, mă, prostituaților. Da, ați făcut mai mic. Vezi că aveți șepși cu urechi, v-ați luat șepși, a venit frigul. Veți urechelnițe la urechi, nebunilor. Ăștia sunteți voi, mari mafioți. Marș!